Bun, deci deschideți fișierul de InDesign care este potrivit variantei voastre de InDesign și o să vedeți că suntem exact unde am rămas în video dinainte. Avem doar documentul gol cu marginile, coloanele și rândurile gata trasate. Și în același timp, ziceam, în folderul Links avem toate imaginile de care avem nevoie, Uh, cu denumiri mai mult sau mai puțin explicite. O să mi pun, o să mi le țin deocamdată aici. Și scopul nostru este acesta. O să începem prin a plasa niște conținut în pagină. Tot conținutul din InDesign se plasează în casete, care sunt doar niște containere în care stau, stau imaginile sau textul. Cam atât avem în InDesign, imagini și text pe care le aranjăm în diferite feluri. Se pot crea casetele de sine stătător. Dacă venim la bara de unelte aici în stânga, avem un alta de text, butonul ăsta cu T, pe care dacă o selectăm și dăm click și tragem să facem un dreptunghi, creăm o casetă de text în care putem să scriem. În momentul în care scriem text, vom vom avea sus și opțiunile pentru formatat text. Cu prima unealtă de aici din bara de unelte, putem să selectăm casetele și să le mutăm respectiv când vedem că apar pătrățelele astea în margine știm că este selectată caseta și orice fel de modificări facem asupra ei sunt disponibile aici sus. Vedeți acum că este selectată caseta nu textul, nu am setările de text, nu, am, nu pot să aleg dimensiunea sau fontul sau culoarea pentru text sau alinierea am, dimen am setările pentru casetă, mărimea uh, culorile și diferite alte setări la care ne vom uita pe viitor. Evident, deocamdată nu avem nevoie de această casetă, așa că o să dau delete pe tastatură ca să o șterg. De asemenea, avem încă două unelte aici. Frame Tool și Rectangle Tool. Rectangle Frame, mă rog, dacă dați click dreapta, veți vedea că aveți Rectangle, Ellipse și Polygon. Deci, casete dreptunghiulare, eliptice și poligonale. Nu o să folosim altceva decât pe cele dreptunghiulare. Și, de asemenea, dreptunghiuri, elipse și poligoane. Între aceste două unelte nu este o mare diferență. Dacă desenez, din nou, dau click dreapta și trag, uh, dau click normal și trag cu mouse-ul, îmi va apărea o casetă cu un X prin ea, Asta mi arată faptul că este o casetă goală care așteaptă o imagine, dar poate să fie pus orice fel de conținut, deci se poate pune și text. Dacă folosesc Rectangle Tool și fac aceeași chestie, o să mi apară un dreptunghi fără, uh, fără niciun fel de X și, de fapt, niciun fel de proprietăți, pentru că teoretic este doar un element grafic. Dar de fapt, dacă eu dau, iau altă de text și dau un click în caseta asta, ea devine casetă de text. Dacă dau un click în caseta asta altă, devine de asemenea casetă de text, dar că n-am dat click bine. A, așa. Deci, vedeți, nu este nicio diferență și la fel se întâmplă cu imaginile. Dacă vrem să Punem o imagine în, uh, în document, avem două, trei opțiuni. În primul rând, putem să mergem în meniu File și să alegem de aici Place sau să folosim scurtătura scrisă lângă Control D. Mergem la imaginea noastră în folderul Links, să zicem că luăm pe asta cu Andrei Plash, dăm Open și. Imaginea este încărcată să o putem plasa, putem da click și imaginea este pusă în document. Și acum, la fel, putem să dăm click pe ea și să o mutăm. Putem, de asemenea, o să dau Ctrl-Z de câteva ori să merg înapoi, să fac Undo până ajung la faza în care imaginea mi este încărcată, putem să dăm click și să tragem și atunci putem să redimensionăm imaginea pe măsură ce o inserăm în pagină. Uh, o altă modalitate de a introduce imagini este efectiv din Windows Explorer, de exemplu de oriunde de pe sist din sistem, drag and drop, dați click și trageți fișierul în document și se întâmplă aceeași chestie, este încărcat și puteți să dați click să trageți ca să-l plasați fișierul, imaginea, unde vreți. Și cealaltă metodă este să desenăm o casetă înainte și dacă este selectată această casetă, din nou, vedeți, dacă are pătrățele în colțuri sau astea mai, alea mai mici sau astea mai mari, Acum dacă dau place sau dacă vin și trag acest fișier în casetă, îmi va fi potrivit exact în dreptunghiul pe care l-am desenat eu. Vedeți că nu încape toată imaginea. Asta este o altă specificitate a lucrului cu InDesign. Caseta și conținutul ei sunt separate. Deci noi putem, dacă dăm click cu unealta asta, săgeata neagră, prima unealtă, putem să mișcăm caseta cu conținutul ei cu tot, că așa sunt legate, dar putem și să redimensionăm, dacă tragem de colțuri, doar caseta. Vedeți că poza dinăuntru nu se face mai mică sau mai mare, doar, practic, îi facem un crop. O decupăm și putem să potrivim cum vrem. Dacă vrem să avem, de exemplu, un crop cu ochii, putem să facem asta dacă vrem să modificăm conținutul casetei, putem să luăm în alta următoare săgeata albă sau mai simplu să dăm dublu click sau să dăm click pe acest cerc care apare în mijlocul casetei. Vedeți când vin cu mouse-ul deasupra casetei apare un cerc și dacă mă duc cu mouse-ul deasupra lui se transformă cursorul într-o mână care mă lasă să manipulez conținutul casetei. Dacă dau acum click pe asta și trag, vezi că mișc, caseta rămâne la locul ei, dar se mișcă conținutul pozei. Dacă dau doar un click, îmi este selectat conținutul, vedeți marginea asta maro, îmi arată unde este poza mea de fapt. Și pot să o fac mai mare sau mai mică, tot așa, prinzând de colț și ținând Shift. Și fac conținutul mai mare sau mai mic în casetă. Și apoi să-l repoziționez. Și în afară de mânuța asta, de care trebuie să aveți grijă, în primul rând, să, să nu o activați din greșeală, pentru că apare doar când mergeți cu mouse-ul deasupra unei casete și dacă vreți să dați click fix în mijloc și nu sunteți atenți, o să dați pe această rotiță și o să selectați conținutul în loc să mișcați, de exemplu, o casetă. Deci trebuie să aveți grijă la ea și eventual să selectați o casetă un pic mai din exteriorul ei decât din centru. Și din nou, dacă vreți să selectați conținutul fără să căutați uh, cerculețul ăsta sau să schimbați un alta, puteți să dați dublu click și vedeți din nou marginea asta maro care mi-arată că este selectată imaginea din casetă. La fel și când vorbim de casete de text, dacă dau doar un click pe casetă, este selectată caseta, dacă dau dublu click, într un în conținut și pot să manipulez textul și mi se schimbă opțiunile sus. Deci aveți în vedere, întotdeauna vorbim de casete care au conținut, care poate să fie imagine sau text și la casetele putem schimba proprietăți gen poziție, dimensiune, culoare, culoarea de contur, indiferent dacă este casetă de text sau de imagine și uh, la conținut putem să schimbăm proprietățile sale, din nou la imagini, tot așa: poziționare, dimensiune, rotație, lucruri de genul ăsta. La text, proprietățile textului, font, dimensiune, chestii de genul ăsta. Și de asemenea, aceste casete, în principiu, nu contează ce unelte faceți să le, să le creați, pentru că, uitați, fac în mod explicit o casetă de text și am aici cursorul care pâlpâie în ea așteptând text, dar dacă trag o imagine în ea, va deveni o casetă de imagine. Deci este, astea sunt mai degrabă scurtături ca să sărim câte un pas sau altul, dar toate, unealta de text, unealta de creat casete și unealta de creat forme geometrice, toate fac în mare același lucru.